Frate bun cu berea, micul și punga de semințe, giurgiuveanul s-a obișnuit să meargă la Dunăre cu gândul la restaurantele de pe faleză. Avem Dunăre, dar culmea este că adeseori apa nu se mai vede nu din cauza turiștilor care și așa nu dau buzna pe la noi, ci din cauza îngustimii viziunii noastre. Ne-am obișnuit ca Dunărea să treacă pe lângă noi și pentru că nu se oprește să ne tragă de mânecă, trecem și noi mai departe. TV Giurgiu vă lansează o provocare de altă factură. Astăzi la emisiunea Giurgiu, înainte de toate, care începe de la ora 19:45, vom discuta despre două acțiuni ce vorbesc altfel despre Dunăre. Parada embarcațiunilor, care va avea loc duminica aceasta, și concursul de pescuit extrem din următoarea duminică, concurs ce va desemna cel mai bun pescar de pe Dunăre. Invitați astăzi la Giurgiu, înainte de toate, George Dragne de la hartapescar.ro și Mugurel Roșu, reprezentantul Clubului Nautic San Giorgio. Salut! Sunt George Dragne, administratorul hartapescar.ro și vă așteptăm aici, unde va avea loc singura competiție de pescuit extrem de pe Dunăre din România, Boat Fishing Challenge. Este a treia ediție pe care o organizăm anul acesta și vă așteptăm cu drag pe voi, pescari de Dunăre care pescuiți din barcă. Despre parada embarcațiunilor și despre concursul de pescuit extrem, ambele organizate pe Dunărea care ne scaldă malurile orașului, astăzi la TV Giurgiu, de la ora 19:45.